continuăm cu o altă poezie rostită de Ana Maria Coritoru, dedicată Părintelui Nicolae, intitulată Cântecul Potirului, scrisă de Nichifor Craiber. Ana Maria, poftim! Și se pregătește la cuvânt domnul profesor Costea Mândeanu. Când Holda este cel tăiată fugată, bunicul și tata lăsară o chită de spice în picioare, legând-o cu cerbii cu fir de cipoare, iar spicele în soare scripeau mătăsos, să închipuie barba lui Domnul Hristos. Câmpuina tor semăna cu arama, bunica și mama, scoțând-o sfierii cu semnele crucii, purtau parcă moaște, cinstite și luci, iar pâinea, dând apă cu dulce miros, părea că e fața lui Domnul Hristos. Și iată, potirul la gură te duce, Iisuse Hristoase, tu jertfă pe cruce, hrănește-mă carne de Sfânt Dumnezeu, ca popul în spice și mustul în ciorchine, ești totul în toate și toate prin tine, tu pâinea de-a pururi a neamului meu. Din coarda de viță ce înfășura trama, bunica și mama au rupt un ciorchine spunându-i povestea. Copile, grăiră, propoanele acestea sunt lacrimi de mamă vărsate prin nos la casmele Domnului nostru Hristos. Apoi, când plesul de struguri fugata, bunicul și tata, în joc de călcâie jucând nestemate, ce lasă ca rana și oaie înspumate. Copile, grăiră, e must sângeros din inima Domnului nostru Hristos. Și iată, potirul la gură te duce, Iisuse Hristoase, tu jertfă pe cruce, a dat un sânge de Sfânt Dumnezeu, ca bobul în spice și mustul în ciorchine, ești totul în toate și toate prin tine, tu vinul de-a pururi a neamului meu. Potcori bogate și la numănoase, pământul acesta, Iisuse Hristoase, e raiul în care ne-a vrut Dumnezeu. Privește-te în vie și vezi-te în grâne și sângele în struguri și frânge-te în pâine, ca popul în spice și mustul în ciorchine, ești totul în toate și toate prin tine, tu, viața de-a purul a neamului.